verde. Prin stânga, prin stânga, 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 stânga. În Polonia, pe stânga. Da? Unde ești, acolo? Da, 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 da. Ca Băsescu aici. Lăsați aparatele dacă vreți. Dă-și tu ordin la antena trecută. RTV-ul, stați-o. În realitate, cine știe? Da, deci la noi n-aveți voie să stați jos, numai la Băsescu aveți voie să stați jos. Bine, nu contează. Pentru că mai sunt 2 ore până începem să aflăm rezultatele și pentru că suntem microbiști. Toți. Vrem să vedem începutul de la vrem să știm cu cine țineți și un scor estimativ. Eu personal am o mare problemă pentru că eu țin și cu Spania și cu Italia, deci acum joacă împreună. În rest, de obicei țin cu ei. Cu Spania, cu Spania și cu Catalunia. Dar, hai, până acum am putut să acceptăm. Deci, pe ce eu, gata. Întotdeauna am făcut multe ori. Care înțeles că va fi scorul? La fotbal? Da. 3-1 pentru... La politică va fi 3-0. Pentru? Sper. Italia trebuie să se așeze pentru a opri acest contraatac. Roșu, dragul meu, culoarea vieții. Dacă mai pui un albastru, asta e. Barcelona, stau. Bă, iar mă s-a rupt Seleu, am făcut egal, ați văzut? Tot 1-1, tot paritar aici. Stai să mai vedem acum după. Da, noi cum o să vedem totuși? Eu? Să trecem peste voi. Doamnă, pentru că în țara asta trebuie să mai facem fiecare ce avem în fișa postului. Am avut un președinte care le făcea pe toate. Eu nu le fac pe toate. Eu fac numai ce e în jobul meu. Deci polițiștii, jandarmii, prefecții, toți sunt în dispozitiv. Da? Și miniștrii. Și domnul Ruș și domnul Dobre sunt toți în dispozitiv. S-a terminat România. Nu, s-a terminat Rox, dar eu cred că sunt un exemplu pozitiv în sensul în care am votat. Nu se uită la televizor ea. Da? Iar eu o să-i felicit în momentul în care totul se va termina cu bine. Da. Când deschideți și voi poarta asta, cred? Care? Poarta asta. Că așa, așa cum a răspuns domnul Motreanu în avion când a fost întrebat cum face să alegeți prezidențiale. Cum vrea? O să aveți grijă, vă rog, că e cineva pe bancă. Aveți grijă că suntem prea mulți. Să rămână, să rămână. Vedeți câtă presă aici. Sigur, hai, luați-o voi. Să rămână, gata, v-am scăpat. V-am scăpat. Dreptate pentru români! Ați promis? Salut, salut! Doamne ajută! Să nu uitați că suntem cu ochii pe voi! Dreptate pentru români! Iar nu s-a rupt busele, ați văzut, a fost paritate. 1-1. Dacă nu s-a întâmplat ceva acum... Nu să ne bucurăm, de ce să ne bucurăm? Bine că avem o prezență considerabilă. E bine pentru reprezentativitatea celor care vor fi aleși, e bine pentru democrația din România și pentru mine vă mărturisesc că nu e chiar o mare surpriză prezența destul de ridicată. Lumea social-liberală e compusă, după cum știți, din 3 partide. Bineînțeles că fiecare partid va totaliza cât primare are ca partid, cât președinți de Consiliu Județean. Nu mai putem ști câte voturi a luat fiecare, dar vom ști câți consilieri avem fiecare, consilieri de diverse feluri. Indiferent care va fi rezultatul acestor alegeri locale, Uniunea Social-Liberală rămâne unită și merge înainte către celelalte alegeri care ne așteaptă. Ați zis că a avut o oarecare schimbare de atitudine, a fost mult mai calm, mai părea mai împăcinitor. Adică a intrat la Antena 3 în direct, nu? Asta și asta, da! Ce să mai facă? Spunea și primul ministru. Ce să mai facă președintele? Ușor, ușor, nu fiți dur cu presa. Da, președintele nu prea mai are foarte multe lucruri de făcut și vreau succes în continuare să stea mai mult la cafea și să mă opresc aici. Domnul Antonescu a vorbit. Dacă domnul președinte Antonescu a vorbit, vorbesc și eu. Ce să spun? Stai, președintele, stânga-dreapta. Președintele e mai sperios anul ăsta decât era. Când a candidat dânsul erau mai multe incidente, dar atunci probabil că nu. Cred că
E speriat de supărarea oamenilor față de cei care au condus. Dar nu am voie să vă spun mai mult astăzi până la ora 20. În această dimineață până la... Nimic rău, v-am zis, faptul că merge la cumpărături cu cei 8% pe care i-am dat eu plus în luna iunie, doar că v-am spus, mie mi s-a părut ciudat. Eu de câte ori merg la cumpărături și la mall nu vine nimeni de la presă. Cum o fi toată presa exact când merge domnul Băsescu la cumpărături? Probabil că l-a aplaudat presa. Nu sărbătorim nimic în țara aceasta, nu vine nimeni din țară, toată lumea stă și numără voturi. În același timp însă sunt mulțumit ca prim-ministru că am dovedit, după câteva momente regretabile și rușinoase pentru România, că se pot organiza alegeri corecte. Și nu pot decât să spun că... Da. Am câștigat. Asta e foarte clar. Rămâne să câștigăm alegerile parlamentare și cele prezidențiale și după aceea să dovedim că oamenii nu s-au înșelat având această încredere uriașă în noi. O încredere pe care nu am mai avut-o niciodată în nicio alianță politică, după cum în mod sigur veți descoperi în istoria ultimilor 20 de ani.